Fraudă de sute de mii de lei cu poliție RCA. Un broker de asigurări este cercetat penal după ce a furat banii de pe urma polițelor RCA încheiate cu Inspectoratul pentru Situație de Urgență București-Ilfov. Au fost făcute mai multe percheziții în acest caz. Descinderi de amploare la mai multe domicilii din București. În cazul unui broker care ar fi fraudat 109 poliția RCA furnizate către serviciul de ambulanță București Ilfov din cadrul ISU. Patronul firmei de brokeraj și-ar fi pus și angajații să falsifice date pe o platformă electronică pentru a obține anumite sume de bani. Potrivit anchetatorilor, firma sa ar fi trecut în platforma electronică de emitere a polițelor RCA că mașinile ISU sunt înmatriculate pentru ca polițele să aibă un preț mai mic. Ulterior, inculpatul modificat polițele emise prin înscrierea unor prime de asigurare mai mari, pe care le retrimitea apoi beneficiarului asigurat. ISU București Ilfo va transmis că acțiunea a fost transparentă, iar polițele au fost achiziționate prin licitație. Totodată, aceștia vor pune la dispoziția anchetatorilor toate informațiile necesare. Cu toate acestea, ISU ar fi plătit prețul corect, iar prejudiciul de 700.000 de de lei ar fi fost făcut unei companii de asigurări, care n-a încasat suma convenită. Patronul firmei de brocheraj a fost a fost dus la secție pentru audieri și urmează ca magistrații să decidă dacă vor lua vreo măsură preventivă împotriva sa. Acesta este cercetat pentru fraudă informatică în formă continuată și uz de fals în formă continuată.